Psalmul 37. Începutul de an este o ocazie pentru noi. Timpul curge uniform, dar noi facem câte o bornă de hotar, artificial așa, și îi spunem anul nou, și avem ocazia să vorbim de lucruri pe care le vorbim la ceasul socotelilor. Și înainte să ne facem socotelile de la sfârșit, Dumnezeu ne dă pe foaia de parcurs popasuri, în care, iată, fiecare dată, decembrie, ianuarie, ne gândim la viață, la ce trăim, pentru ce trăim, unde mergem și așa mai departe. Psalmul 37 este un psalm profetic. Unii spun că este scris de David la bătrânețe. Vă las pe dumneavoastră să descoperiți dacă este așa. E un indiciu undeva în versetele acestea că ar fi la bătrânețe scris de David. Alții spun și dacă n-ar fi la bătrânețe, este scris în descoperirea profetică. Ce înseamnă profeție? Ne gândim întotdeauna la viitor. Dar nu este obligatoriu. Aceea ar fi un fel de previziune. Profeția este o descoperire de la Dumnezeu și poate să fie despre trecut, prezent și viitor. Biblia este o carte profetică. Ea ne descoperă lucruri din trecut, foarte vechi. Biblia este, spunea cineva, ca o carte cu trei capitole. Trecut, facerea lumii, istorie, prezent, se aplică epistolele la viața fiecăruia dintre noi, și viitor, împlinirile previziunilor profetice din planul profetic al lui Dumnezeu. Alții spun, Biblia este o scrisoare în trei pagini. Analizei pe care o face Dumnezeu asupra omului și asupra stărilor prin care trecem fiecare dintre noi. Este tot o descoperire. Tot o descoperire. Cineva spunea, ce important este că ne-a lăsat Psalmul 37. Psalmul 37 este psalmul unui om bătrân, hârșit prin viață, trecut cu experiență, cu căderi, ridicări, cu succese, cu insuccese, și la sfârșit de viață altfel vorbește un om când se uită înapoi și le-a fumat pe toate, le-a experimentat pe toate. E un om cu experiență, un om cu bătrâne, cine n-are bătrân să și cumpere. Asculți pe un om care vorbește din experiența vieții lui, care le-a văzut pe toate. Dincolo de aceasta însă, este inspirația pe care Dumnezeu i-a dat lui acest David la bătrânețe și ne comunică nu experiența lui ca om, ne comunică punctul de vedere al lui Dumnezeu asupra vieții. Un om care a umblat cu Dumnezeu, și Dumnezeu l-a învățat lecție după lecție, i-a dat un exemplu, i-a dat alt exemplu și încet, încet Dumnezeu i-a comunicat punctul lui de vedere asupra vieții. Așa că Psalmul 37 e foarte important pentru mine. El vorbește despre trecut, vorbește despre prezent și vorbește despre viitor. E tare important să înțeleg lucrul acesta. De ce e important să cunoaștem viitorul? Cel puțin pentru mine e foarte important. Altfel, iei pastile toată ziua, iei calmante, iei tranquilizante, pentru că lumea asta e un tumult. Și ziarele, ca să se vândă, dau numai veștile extraordinare, rele, spectaculoase. Am pușcat-o în cap. Un ziar cu vești bune nu s-ar vinde. Și atunci noi suntem bombardați de ceea ce ne șochează. Noi creăm cererea aceasta pe piață și oamenii aceștia ne dau cele mai senzaționale, cele mai spectaculoase, cele mai terifiante, cele mai desperiat evenimente. Și nu mai e sigur nici pe prezent, nu mai e sigur nici pe ziua de mâine, și când te gândești la viitor, nu știu dacă a ajuns la dumneavoastră pe internet un mesaj tradus din limba engleză, făcut de un grup de 21 sau 41, mă iertați, numărul nu contează, oameni de știință și specialiști în paranormal, despre următoarea decadă, 2011-2021. Circulă pe internet, s-au tradus în toate limbile, a fost într-un ziar din Anglia, este Societatea Științifică Regală Britanică, nu este chiar așa de scandal. Și oamenii aceștia spun de niște alinieri de planete, de niște fenomene care au început în scoarța terestră, datorită unor conjuncturi stelare, se
amplifică atracția pe care luna o are asupra pământului. Știți că luna e pusă de Dumnezeu cu logica ei așa în jurul pământului. Ea are o foarte mare influență asupra vieții, asupra ciclurilor. Totul este ciclu. Marea pleacă și vine la tot intervalul de câte ore? Nu prea mergeți la ocean. Dacă ați trăit în Los Angeles, nu știu că mai mult ajung la ocean aia care nu stau în Los Angeles. Din ce cauză? Din cauza lunii. Luna este cea care, când trece pe lângă pământ, atrage apa pământului ca un magnet și pur și simplu ceea ce este mișcabil, și totul este mișcabil pe fața pământului și în scoarța pământului, este atras de magnetul acesta care se mișcă și apa pleacă și vine și pleacă și vine așa cum se mută. E bine, această atracție va fi amplificată de niște alinieri stelare din sistemul nostru planetar. Am zis deja o prostie pentru cei care știți astrologie. Sistemul planetar nu este un sistem stelar, are o singură stea, este Soarele. Dar mă rog, că toate aceste deformări se vor perturba. Centura de foc din jurul Pacificului, manifestată prin falile acestea de cutremure și vulcanii activi, va erupe. Realmente va fi un cerc de foc. Vulcani care n-au mai erupt de 4.000 de ani, de 2.000 de ani, de 1.000 de ani, vor erupe. În mijlocul Europei se așteaptă, în nordul Italiei, să erupă un vulcan care va pune în primejdie existența vieții. Și aceasta o spun oameni de știință. Oameni de știință. Pământul se va învârti cu altă viteză, în așa fel încât ziua reală și anul real prin 2045 va fi de două ori mai mic decât anul real de acum 100 de ani. În așa fel încât ni se va părea că vremea trece și anul trece parcă mai repede ca altă dată, și așa va fi. De aceea va fi și iluzia că viața omului se lungește, pentru că ceasornicul nostru biologic rămâne același, dar ciclurile acestea zi-noapte, zi-noapte, zi-noapte și anual se intră în altă viteză și noi vom acoperi mai multe cicluri. Și aceasta o spune societatea științifică britanică, pentru că altfel ziceam că este un zar de scandal. Și citești și te înfiori, te înfiori. V-aș putea declama din memorie încă vreo 4-5 puncte de acestea care te sperie de nu mai știi ce să faci. Te sperie de ce să faci. Cunosc de ce este important. Trecutul, pot să cunosc părerea lui Dumnezeu despre prezent și pot să cunosc pronosticul, mai mult decât pronosticul, prognoza. Dumnezeu știe ce se va întâmpla în viitor și am o fascinație deosebită să citesc viitorul, pentru că aceasta influențează starea prin care trec în fiecare zi. Studiul acesta al cuvântului lui Dumnezeu îmi dă trei sau patru trăiri. În primul rând, un fel de degajare. Ce se întâmplă în lumea aceasta nu e istoria lui Dumnezeu, e istoria fiilor oamenilor. Noi care suntem copii ai lui Dumnezeu, e bine să nu ne prea băgăm în istoria fiilor oamenilor, pentru că aceasta este istoria firii pământești, a păcatului, a Domnului veacului acestuia, a fiilor întunericului, care niciodată nu o să facă o societate care să ne placă nouă și care niciodată nu o să ține prea mult în cont de părerea noastră. Nu ne așteptăm să influențăm prea mult lumea aceasta care este cu tot o altă natură, condusă de cu tot o alte forțe, și atunci e un fel de detașare. Stai, Domnule, la urma urmelor, nu mă privește așa de mult dacă este Obama sau dacă este Bush. Nu-i treaba mea. Asta e istoria oamenilor. Stai, Domnule, că la urma urmelor, bursa și toate astea, și va fi sau nu va fi război. Stai, problema frământărilor fiilor veacului acestuia, care sunt conduși de Dumnezeul veacului acestuia, eu mă uit ca un spectator, ca un străin și călător prin locul acesta. Prin locul acesta. E un fel de detașare. Pe urmă este un sentiment, cel puțin pentru mine, nu mă mai afectează, nu mai fun pasiune așa de mult în ce se întâmplă. În al doilea rând, e un sentiment de relaxare.
E mare lucru să știi finalul. Cineva mi-a spus astăzi, de exemplu, la prânz, uită-te la televizor că este meci între AC Milan și Udinese, parcă. Marius, ajută-mă. Udinese? Cu cine a jucat? În orice caz, mi-a plăcut de Udinese. Echipa mea avea pe tricou, scrie aici, Dacia. Mi-a zis să mă uit, pentru că mi-a spus că va fi o ploaie de goluri. Și mi-a zis și rezultatul final. M-am uitat și până prin minutul, știu eu, 70 și ceva, era 3-1 pentru Udinese. Țineam cu Dacia. Hai noștri! Numai că eu știam rezultatul final. Și ce credeți? Surpriză, surpriză! Rezultatul a fost chiar 4-4. Voi spune, frate Daniel, râs de noi, ce surpriză că știai rezultatul. Păi asta am vrut să vă spun. Când citești profetic revelația lui Dumnezeu despre lumea aceasta, punctul lui Dumnezeu de vedere despre prezent și mai ales despre viitor, te relaxezi, pentru că știi rezultatul final. Lumea aceasta este un meci între bine și rău. Un rău care va fi întotdeauna subordonat lui Dumnezeu. Este o insultă crasă, este ceva ce nu pot să suport. Câteodată chiar în mintea copiilor lui Dumnezeu și a unor teologi, că lumea este o înfruntare între bine și rău ca două forțe egale. Asta e ying și yang, eu știu ce filozofii păgâne. În lumea mea, în lumea cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor. Binecuvântat să fie numele Lui. Nu există egal pentru Dumnezeul meu. Toate entitățile celelalte sunt subordonate Lui. Satana, ca să se atingă de Iov, trebuie să ceară aprobare de la cine? La Dumnezeu. Când se luptă pentru ceea ce se întâmplă în viața lui Iov, nu se luptă binele cu răul. Nu! Binele domină, domnește și are ultimul cuvânt și răul încearcă pe aici, pe acolo, dar numai în limitele în care lasă Dumnezeu. Și răul acesta este o prezență continuă deocamdată în viața noastră. Și pentru că nu avem câteodată punctul de vedere al lui Dumnezeu, ne zbuciumăm. Și psalmul 37, psalmul unui om bătrân, spune, relaxează-te. Îți spun de acum, sfârșitul va fi biruința celor buni. Cei răi nu au viitor. S-ar putea să aibă timp, unii s-ar putea să aibă timp îndelungat, dar n-au viitor. Viitorul aparține celor buni care sunt de partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e patronul, este stăpânul tuturor și Dumnezeu are ultimul cuvânt, slăvit să fie numele Lui. Și David zice, asta e experiența vieții mele și vă spun și vouă. Din cauza aceasta, detașați-vă, relaxați-vă, anticipați viitorul și biruința binelui și angajați-vă de partea binelui, slujindu-i lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va răsplăti pe toți aceia care, în ciuda tuturor aparențelor că răul biruiește, au fost de partea binelui. Și 2011 este ocazie pentru Daniel Brânzei și pentru tine, când toată lumea o va lua razna și când diavolul aparent, pe aici, pe acolo, prin locurile esențiale, se va părea că biruiește și creștinii și copiii lui Dumnezeu pierd, să spui, totuși, eu știu adevărul, am citit cuvântul lui Dumnezeu, am citit psalmul 37 și mi-a zis David experiența lui cu Dumnezeu și eu cred că binele are ultimul cuvânt. Că deși se pare deocamdată că binele este mereu pe ghilotină să fie omorât și răul este pe tron, finalul va fi invers. Binele va fi pe tron și răul va fi aruncat la groapa de istorie, la groapa de gunoi a istoriei. Acesta este avantajul celor care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Și acum dați-mi voie să vă citesc în câteva minute psalmul 37. În confruntarea ta cu binele și răul din anul acesta, îl vei vedea la servici, voi băieții fetele îl veți vedea la școală, e mult mai favorabil, mult mai bine să fii rău, să fii păcătos, să fii în ganguri, să fii în droguri, să fii în sex, să fii în băutură, să fii în anturajele astea, pentru că dacă nu, n-ai progres. David zice, nu gândi așa. Nu gândi așa. Îl veți vedea la servici, îl veți vedea în lupta economică, îl veți vedea în lumea politică,
Îl veți vedea în lupta pentru supremația mondială, cu războaie, cu chestii de-astea. Ascultați ce spune Dumnezeu prin înțelepciunea unui om bătrân care a umblat cu Dumnezeu și a văzut multe. Spune așa: nu te mânia, nu invidia și nu imita. Sau altfel, dacă spuneți, nu te frământa, nu invidia pe cei ce fac răul și nu imita pe cei care fac răul crezând că ai să câștigi și tu. Pierzi. Dă-te de partea binelui. Asta e Psalmul 37. Psalmul 37, versetul 1. Nu te mânia pe cei răi. Te tulburi, nu-ți place, te mânii. Deci, unde-i Dumnezeu? Nu. Dacă-i Dumnezeu, ce aș trăzni pe... Nu, spune David. Take it easy. Al doilea. Și nu te uita cu jind. Asta înseamnă nu invidia, nu dori să fii ca ei la cei ce fac răul. Căci anunț lucrul acesta, că sunt cosiți iute ca iarba și se vestejesc ca verdeața. Vrei să-ți fie bine? Citim de versetul 3 cu toată biserica. Încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Vrei să fii fericit în anul acesta? Caută-ți bucuria și desfătarea în Cel care ți-o poate da. Nu e vorba că te încrezi în Dumnezeu și Dumnezeu o să-ți dea toate păcatele acestei lumi. Nu. Următorul verset este așa de frumos: dacă vrei de la Dumnezeu să te alimentezi în domeniul bucuriei tale, păi primi de la Dumnezeu. Sfințenia Lui, bucuria Lui, neprihănirea Lui. Niște lucruri extraordinare. Auziți? Versetul 4, citim toți. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Cu alte cuvinte, cumpără de la Dumnezeu, că magazinul Lui e întotdeauna deschis. Dacă faci din Dumnezeu dorința inimii tale, dorința inimii tale va fi întotdeauna satisfăcută. 5. Nu te uita la pericolele din jur. Nu te uita și nu zici ce șanse am. Dacă fac așa sau fac invers. Nu căuta probabilitatea ca să reușești în funcție de circumstanțele păcătoase în care trăiești. Tu fă altfel. Și citim versetul 5 cu voce tare. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Și acum citesc eu mai departe singur. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Câteodată tăcerea e semn de maturitate. Gălăgie este semn de imaturitate. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea. Nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Vă întrebam săptămâna trecută, cine știe care este ziua de naștere a lui Irod și cine o sărbătorește pe toată fața pământului? S-a crezut prea important și a intrat în categoria celor care vor avea părtășie eternă cu viermii. 9. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Răul are timp, poate să aibă timp îndelungat, dar nu are eternitate, nu are viitor. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Mă delectează ideea asta, care nu neapărat este adevărată, că evreii conduc lumea din punct de vedere cultural, Hollywood, chestii, treste, filozofic, muzică, ei trag toate sforile, financiare, băncile, nu știu ce. Mă distrează ideea, știți de ce? Pentru că la începutul secolului trecut și la mijloc, între 44, Hitler a zis că nu va mai exista niciun evreu pe fața pământului. Îi va stârpi pe toți, e un neam care nu trebuie să trăiască.
neamul lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu e adevărat, ideea că Hitler nu mai este și toată lumea zice evreii conduc lumea, mie îmi spune aleluia. Aleluia. S-a dovedit încă o dată că cel rău nu are viitor și oile de tăiere conduc astăzi lumea. Chiar dacă nu e adevărat. Este o avanpremieră a autorității pe care o va da Dumnezeu tuturor copiilor Lui în timpul domniei milenare, când vom domni împreună cu Hristos. Și așa va fi. Și lumea o vede de astăzi. Cine are ochi, cine nu are ochi, nu vede. 12. Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit și scrâșnește din dinți împotriva lui. Domnul râde de cel rău, căci vede că îi vine și lui ziua. Totul e pregătit. Cei răi trag sabia și își încordează arcul ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, ca să înjunghie pe cei cu inima neprihănită. Dar vine efectul bumerang, îl arunci mai tare, cu atâta te lovește mai tare. Dar sabia lor intră în însăși inima lor și li se sfarmă arcurile. Dacă știți să vedeți, spune David, și dacă luați ceea ce vede Dumnezeu din realitate, analiza pe care o face Dumnezeu, mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi. Căci brațele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijinește pe cei neprihăniți. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe veci. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. Dar cei răi pierd și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni. Pierd ca fumul. Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă. Cei binecuvântați de Domnul stăpânesc țara, de două, de trei ori se va spune, pentru că asta era binecuvântarea pentru evrei, ca națiune terestră. Pentru noi este ceea ce moștenim prin Hristos în eternitate și pe pământ și în cer. Dar cei blestemați de El sunt nimiciți. Domnul, și asta e extraordinar de frumos, asta a fost ieri, Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Dacă nu l-aveți subliniat și dacă Dana nu punea în buletinul nostru frumos un mesaj pe care ni l-a dat Iosif Românu de anul nou, ăsta l-aș fi pus. Ia-l anul acesta ca și înștiințare din partea lui Dumnezeu. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Și acum, dovada că psalmul ăsta ar fi scris de David la bătrânețe, versetul 25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșându-și pâine. Ci el întotdeauna este milos și dă cu împrumut și urmașii lui sunt binecuvântați. Depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui pe vecie. Căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui. Totdeauna ei sunt sub paza lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Gura celui neprihănit vestește înțelepciunea și limba lui trâmbițează dreptatea. Legea Dumnezeului său este în inima lui și nu îi se clatină pașii. Asta e o predică aici extraordinară. Cel mai bun lucru, legea lui Dumnezeu, în cel mai bun loc, inima omului, pentru cele mai bune rezultate. Nu îi se clatină pașii! O predică, e plin de predici aici, dacă am stat să predicăm. Cel rău pândește pe cel neprihănit și caută să-l omoară, dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui și nu-l osândește când vine la judecat. Oh, ce predică este aici! Fraților, nu există om care să-și poată cumpăra sufletul lui înaintea lui Dumnezeu la judecata viitoare. Și David, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, spune: Domnul pe cel bun nu-l osândește când vine la judecată. 34. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea lui și el te va înălța ca să stăpânești țara. Vei vedea pe cei răi nimiciți. Am văzut pe cel rău în toată puterea lui, se întindea ca un copac verde. Dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo.
L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. Și David zice, învățați de la un om bătrân. L-am văzut eu, am experimentat eu, am umblat eu cu Dumnezeu. Și acesta este un adevăr general valabil cât va ține lumea aceasta. Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenitori. Dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții, sămânța lor este prăpădită. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul, El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și îi izbăvește de cei răi și îi scapă pentru că se încred în El. O, Doamne, haideți să mai citim încă o dată cu voce tare, 39 și 40. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și îi izbăvește de cei răi și îi scapă, pentru că se încred în El. Amin. Doamne, fă ca experiența lui David și psalmul acesta profetic, descoperirea acestui punct de vedere, analiza aceasta făcută din cer asupra oamenilor, să ne determine să fim de partea binelui, pentru că binele dăinuiește veșnic, nu ca răul care înflorește doar pentru o vreme și apoi se ofilește și dispare. Doamne, ne dăm de partea binelui cu tot ceea ce suntem. Amin? Amin, amin.